Gata cu ambuteiajele formate din cauza semafoarelor care pică la fiecare ploaie. Semafoarele din oraș sunt în prezent cu o uzură avansată a echipamentelor, ale căror componente vechi nu se mai fabrică. În acest moment, proiectul este în stadiul de aprobare a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici. Intersecțiile rutiere vor fi dotate cu sisteme moderne de semaforizare, supraveghere video și amenajarea unui centru de comandă. Centrul de comandă și control pentru sistemul integrat propus va fi instalat într-o clădire aflată în proprietatea primăriei Slatina, care urmează a fi amenajată corespunzător, cu minim 4 operatori în zona centrală, precum și un operator supervisor și un operator tehnic. Durata de execuție a lucrărilor va fi de 2 ani de la data contractării. Investiția viitoare constă practic în schimbarea, ca să spun așa, a sistemului de semaforizare, a modernizării acestuia, schimbare care se face integral, sperăm, până la urmă. Noutatea constă în faptul că nu se va mai merge pentru autoturisme în modul de așteptare pe culoarea roșie, respectiv printr-un cronometru, ci coloana de mașini care va aștepta la culoarea roșie se va deplasa pe verde imediat ce senzorii care sunt incorporați în asfalt vor da semnalul către automatul de trafic. La aceste semafoare se va cupla cumva și un centru de comandă care este legat la internet, deci de monitorizare a lor și a traficului la nivelul municipiului. Acest proiect va costa peste 10 milioane de lei, iar prin implementarea lui, primăria încearcă să rezolve problema semaforizării din oraș. Proiectul Sistem Integrat de Management al Traficului și Mobilității Urbane și Impunerea Regulilor Siguranță și Securitate va fi implementat prin POR. Acesta vizează înființarea și modernizarea 9 locații semaforizate și înființarea unui centru de management al traficului și mobilității. Se încearcă o soluție financiară prin atragerea de fonduri europene, deci este o investiție oarecum ceva mai scumpă. În momentul de față, astfel de sisteme de semaforizare au fost implementate în marile orașe ale țării. În timp, acestea și-au arătat eficiența, mulți dintre șoferi fiind mai disciplinați în trafic datorită camerelor video, iar traficul a fost fluidizat datorită micșorării timpului de așteptare.